Bine m-am găsit, prieteni, suntem în actualitate astăzi, pentru că am avut un weekend cu niște întâmplări, dar totuși aș începe cu un interviu la modă, sau cel puțin așa ar trebui să fie, acordat de doamna Laura Corduța Chioveș și șefa DNA publicației El, pe care nu o avem aici, de obicei la reviste mai strâmbăm din nas, după cum știți. E bine, procurorul șef anticorupție a făcut mai multe dezvăluiri în această revistă pentru femei, demonstrând că, practic, ea nu este una dintre ele. Asta este prima concluzie, pentru că nu are îndatoririle specifice unei femei. Laura Corduța Chioveși nu are acasă soț, nu are copii și atunci, sigur că își vede numai de treabă. La ea, ca și la multe alte femei, chestiunea asta cu cariera, mult mai importantă decât viața personală, prinde așadar contur. Evident că este o înfrângere până la urmă, pentru că în viață, după cum știți, sau veți afla la un moment dat, cu cât ai mai multe, cu atât îți dorești mai multe, sau cu cât ai mai puține, cu atât îți pui mai puține întrebări. Deci, indiferent câte reușite ar avea în viața profesională, e clar că Laurei Corduța Chioveși îi lipsește acel cămin pe care probabil nu-l va avea niciodată. E adevărat că ea este genul de femeie cu care nu te însori. O spunem foarte clar. Există și astfel de femei. Cele mai multe dintre ele, ca să mă exprim așa procentual, 70-80%, își găsesc până la urmă un soț, deși vocația lor este cu totul alta. După părerea mea, n-ai de ce să o iei de soție pe Laura Corduța Chioveși. Doar ca să ajungă după aia să se fălească prin revistele de femei care o familie. Mi se pare insuportabil. Deci aviz amatorilor, pentru că bărbații sunt chiar mai proști decât femeile în această categorie, să însoară absolut aiurea doar ca să mai scoată din burlăcie sau din neant niște femei menite să rămână fete mari toată viața. Pe lângă alte, că facem un rezumat al acestui siropos interviu. Deci asta este o chestiune. Ar mai fi o alta, glumițele care se fac în spațiu public pe seama doamnei Chioveși, anume că ea nu bea cafea, deși asta este iarăși o problemă generală a femeilor. Cele mai multe dintre ele consumă cafea, din plictiseală, desigur, nu pentru că ar fi atrase de așa ceva, sau pur și simplu dintr-o obișnuință să lase după să lasă femeia antrenată așa într-un joc dintre ăsta, a gustat și ea odată și apoi nu se mai poate desprinde. Cafeaua, până la urmă, creează doar dependență și atât. În spațiul ăsta, sigur că în alte familii, în alte țări, în alte încrengături, vorbim de alte situații. La noi, în general, femeia, dacă știe că poate să fumeze din când în când o țigară, să bea o cafea, parcă să plictisește mai puțin în viață. Bun, deci, este băutoare de cafea, dar la cafea, totuși, nu lacrimi de corupt bea, așa cum să fac glumițe pe internet, ci clasica ceșcuță, altădată nechezolul pe care îl știm că îl consumă lumea, în special dimineața. De exemplu, a infirmat și teoria acum că se vopsește pe păr cu sânge de corupt, se pare că tot cu vopsea, mai ales de la o vârstă, sigur, femeile trec în această atitudine de a-și tot vopsi părul. În general, după părerea mea, părul ăsta vopsit și răzvopsit este ca și schimbarea paginilor de internet. N-am văzut până acum pe cineva care să-și fi modificat pagina de net, să-i fi dat adică un alt design și să arate mai bine. Întotdeauna arată mai prost. Deci, de câte ori să faci o operație asta de lifting, sau cum Dumnezeu i-o spune, zic și eu, abar n-am termenii ăștia, întotdeauna respectivul face un lucru mai prost. Așa e și cu părul vopsit al femeilor. Cu cât părul este vopsit mai des sau mai rar, dar în altă culoare, cu atât este mai urât. Da? Am și eu amintirea uneia care își găsise la un moment dat un fir de păr alb în cap și dârdâia toată de emoție că însemna că nu va mai fi dorită în următorul cincinal. Ce prostii! Bineînțeles, și gata. I se schimbase tot orizontul vieții. Practic, îi venea să se sinucide. Dacă ar fi fost curajoasă, s-ar fi și sinucis.
pur și simplu, un fir de păr alb. Și îl găsise la un moment dat. Era ca și cum i-ar fi spus cineva la un control, doamnă, să știți că aveți cancer. Da, vestea bună este că aveți cancer, vestea proastă este că mai aveți 6 săptămâni. Da. Și pentru ea era sfârșitul lumii. Și când am citit chestia asta cu Laura Culuța Chiove și am dat seama că, într-adevăr, nici ea nu mai are foarte mult. A, mai departe. Cineva ar fi vrut să-i ofere un mărțișor de 1 martie, probabil așa, din obligație, cum ne duceam și noi și le dădeam cadrelor câte un mărțișor, doar să-ți fie viața mai ușoară la ore, niciun fel de simpatie, vă dați seama, era ceva între obligație și teroare acel mărțișor. Ea nu ar fi vrut să-l primească pentru că omul respectiv nu avea chitanță și l-ar fi arestat. Astea sunt glumițele, sigur, de pe net. Ca și Ion Cristoiu, pe care l-am auzit mai devreme, nici Laura Coța Chioveși și nu mai are până la urmă grija asta a ceea ce se spune despre ea. Din când în când zâmbește, alteori doar se amuză și ne confirmă, asta este un fapt important pentru cei care se pregătesc să scrie pe Facebook în această seară ce au mai făcut în pușcărie peste weekend. De exemplu, n-are 3 capete, n-are 5 mâini, dar asta înseamnă că poate să aibă 4, n-are puteri supranaturale și n-are baghetă magică. Este ca un om firesc, ca orice alt om, sau ca orice altă femeie de vârsta ei. E, nu chiar. Femeile de vârsta matale sunt în general cu căruciorul prin parcuri, cu căruciorul prin lifturi și se pregătesc, mă rog, să spere, cum spunea doamna Pocora, să scadă TVA-ul și la scutece. Da, după cum v-am mărturisit la început, doamna Chioveși nu le are pe astea, în general, cu crescutul de copii sau cu alintatul de soț. E și greu, într-adevăr. Bun, astăzi am comemorat împreună cu prietenii noștri ucrainieni 29 de ani de la tragedia din 26 aprilie 1986 de la Cernobâl. Asta înseamnă că la anul vom comemora exact pe vremea asta 30 de ani. A fost un eveniment major atunci, ne amintim, eram elev de liceu. 30 de persoane au murit atunci pe loc în urma radiațiilor care au emanat. Au fost niște experiențe care au eșuat până la urmă la unul dintre reactoarele de tip sovietic, RBMK, mai multe explozii care n-au mai putut să fie controlate și de atunci, am înțeles, pentru încă 200 de ani cel puțin, zona va rămâne contaminată, puternic contaminată. Au murit mulți oameni peste tot în Europa de diferite boli, în special variante ale cancerului, chiar până în Alsacia, vă povesteam la un moment dat, dar tragedia a avut și un efect neașteptat, a mărit numărul turiștilor în zona respectivă, o zonă pe care altfel nu prea avea omul de ce să o viziteze. Orașele Pripyat și Cernobâl, considerate cele mai groaznice locuri de pe planetă, sunt vizitate anual de aproximativ 10.000 de turiști. Spuneam la un moment dat că am văzut un reportaj la francezii de la MC's cu animalele sălbatice care locuiesc pe acolo, pentru că nu mai sunt oameni, dar cu atât mai bine. Rablele lor, care au rămas în fața blocului atunci când oamenii au plecat definitiv din Cernobâl, au fost ocupate de urși, de lupi, de vulpi, chiar de elani, care se pare că au venit din Belarus. Elanul ăsta nu, atenție, nu ăla canadian, da, stilul pe care îl vedem noi în documentare, unul mai pribegit, așa, un mârțoagă, la căruia totuși este europenii îi spun tot elan, așa, și tot felul de nevăstuici, de veverițe, de seamănă cu Delta Văcărești de la noi. Cam așa. Numai că la Cernobâl este un pic mai protejată decât sectorul 4 al tovarășului Piedone. O excursie este între 100 și 400 de dolari în zonele respective, sigur, cu mai multe restricții, n-ai voie să pui mâna pe nimic, n-ai voie să te așezi pe pământ. Și în general, dacă se poate să nu respiri, cu atât mai bine. Eu că poți, o mască, așa mai departe, este una dintre grozăviile planetei, dar oamenii sunt interesați de ciudățenii. În acest weekend, adică ieri, a avut loc un cutremur în Nepal, un stat himalaian aflat undeva între India și China.
practic pe granița dintre Nepal și India, este cel mai înalt vârf al planetei, Everestul, 8848 de metri, vă reamintesc. E bine, chiar și această zonă înaltă, Himalayana, a fost afectată de un cutremur de 7,9 grade pe scara Richter. Cutremurele sunt frecvente în Nepal, dar, așa cum am auzit mărturia unei franțuzoaice care locuiește acolo, rar se întâmplă în Nepal un astfel de cutremur care riscă să ducă bilanțul undeva în zilele viitoare către 5.000 de morți. Astăzi era undeva pe la 2.400-2.500. Sigur că guvernul a instituit stare de urgență. Au murit 60 și ceva de oameni în India și în Tibet, pe lângă cei consemnați în Nepal. Sunt și foarte mulți străini, pentru că Nepalul este mereu vizitat de alpiniști, de cei care vor să ajungă pe Everest, dar și pe alte vârfuri. Este cel mai grav seism produs în această țară în ultimii 80 de ani. Centrul vechi al capitalei Kathmandu a fost grav avariat, pentru că acolo la ei, trebuie să știți, cele mai multe clădiri erau din lemn. Ori astea, bineînțeles că s-au prăbușit, au căzut și cele care erau din beton, dar făcute de mântuială, în mod evident. Există un număr incredibil de mare de răniți, undeva între 6.000 și 60.000, spun autoritățile, că Dumnezeu știe exact cât sunt, pentru că și acolo spitalele sunt o problemă. Numărul celor dispăruți pe munte este de cel puțin 217, erau și niște alpiniști români acolo, între ei Alex Găvan, Teofil Vlad, Justin Ionescu și Jolt Tărăc, mă scuzați, maghiarul înjurat pentru că vrea să înfigă steagul României pe acoperișul lumii. Ama oamenii ăștia sigur că erau în Nepal. Pentru ei Nepalul este un fel de cantonament. Exact cum voleibalistele sau handbalistele zăceau pe vremuri la mare în cantonamente, că n-aveau unde să meargă în altă parte, puteau să meargă în străinătate. Tot așa, de exemplu, alpiniștii sunt într-un cantonament aproape permanent în Nepal. Așa, s-a prăbușit și turnul istoric Darara, simbolul capitalei nepaleze, construit în 1832. A căzut ăsta exact ca și cum ai fi doborât un turnuleț de surcele înainte de a face un grătar, să zicem, la Breaza sau la Cornul într-un weekend. Știu bucureștenii că fac lucrurile astea destul de des. Experții au avertizat despre pericolul care îi păștea pe nepalezi de decenii întregi, așa cum se pare că ne paște și pe noi, pentru că peste tot citim că Bucureștiul este capitala europeană care stă cel mai sigur pe un butoi cu pulbere. Nu există nicio altă capitală în Europa care ar putea să fie mai afectată de un cutremur devastator. E, dar spre deosebire de nepalezi, noi încă l-așteptăm. Iată că pentru ei a venit. Potrivit lui Roger Bilham, profesor de geologie de la Universitatea din Colorado, căruia putem să-i spunem un cercetător american, ăsta studia istoria cutremurilor din regiune, practic de când să știe, zguduitul pământului a durat în jur de 2 minute, iar falia a alunecat cu 3 metri de-a lungul zonei de ruptură, care se întinde pe 120 de kilometri și trece pe sub Kathmandu. Practic, întreaga capitală nepaleză s-a mutat mai spre sud cu 3 metri. Nu mai zboară, bineînțeles, nici avioanele Turkish Airlines, singura companie din Europa care îndrăznea să meargă până acolo. La revedere! Nici indienii, nici japonezii nu se mai deplasează, că am înțeles că și ăștia mai mergeau. Aeroportul din Kathmandu este închis. Se poate ajunge numai pe jos, am înțeles, dinspre granița cu India, și vor încerca să vină niște europeni, tot așa via Japonia, unde fac întâi o escală, că nu sunt evident sigur că pot ateriza în Nepal. Și sigur, cei care mai sunt pe acolo, chinezii și ăștia, pe spinarea măgarilor, vor încerca să intre în Nepal. O altă știre externă importantă, președintele turc, fostul prim-ministru al țării, Recep Tayyip Erdogan, a criticat vehement Uniunea Europeană și implicit Germania și Franța, dar și Rusia, țări care au recunoscut genocidul contra armenilor comis de otomani între 1915 și 1917, cu niște vorbe dure, specifice unui președinte dintr-o țară în afara Uniunii Europene și o țară care
se consideră mare forță a lumii, spunând că nu este treaba Rusiei, Franței și Germaniei să vorbească atâta timp cât aceste țări ar trebui să-și curețe petele de pe propriile lor istorii. Aici are perfectă dreptate Erdogan. Într-adevăr, francezii foarte puțin pot să vorbească despre masacru. Nemții nu ar avea dreptul să deschidă gura niciodată când vine vorba de așa ceva și rușii, evident, cu atât mai puțin. Și că nu, Uniunea Europeană trebuie să-și dea cu părerea, să-și țină părerile pentru ea, că turcii n-au nevoie de asta. Ea ar avea nevoie, numai că condițiile impuse de UE pentru aderarea Turciei sunt de facto imposibil de acceptat la Ankara sau la Istanbul. Și atunci turcii, știind că nu pot să intre în Uniunea Europeană, care ar urma să se învecineze cu Siria și cu Irakul, vă reamintesc, dar nu astea ar fi principalele probleme, sigur, continuă să se gargarizeze la infinit, știind că ei pot supraviețui fără probleme, chiar și în cazul unui bras de fer, cum îi spun francezii, adică un fel de război dintre ăsta rece, dacă vreți, cu UE. Vă reamintesc că România se numără printre țările care n-au recunoscut încă genocidul armean. Sunt 20 de țări care au făcut acest lucru, iar Ankara, sigur că respinge în continuare acest termen. Acum, pentru cei care au citit un pic de istorie sau sunt interesați de fenomen, vă spun clar, a fost unul dintre cele mai mari măceluri ale istoriei. Deci, termenul de genocid este absolut corect în cazul respectiv. Faptul că România nu recunoaște genocidul armean este o greșeală de politică externă sau, mai degrabă, aș spune, este o, cum să spun, o fandoseală de asta, o găinărie de asta simplă, așa cum neamul nostru a mai produs atâtea în istorie. Da? Este o lipsă de responsabilitate sau de demnitate. Noi din motivul ăsta nu o facem, că ne e frică să ne punem rău cu turcii. Vor înțelege și turcii, poate la un moment dat, că genocidul făcut de Imperiul Otoman, cum se numea pe vremea respectivă, da? Va trebui la un moment dat să fie spus în cartea de istorie așa cum s-a întâmplat. Sigur, cum e și cazul nazismului, cum e și cazul francezii, au recunoscut multe potlogării pe care le-au făcut, de exemplu, în Indochina, pe care le-au făcut în Algeria. Au recunoscut bucăți, hălci importante din ele. Sigur, masacru pe care l-au comis în Africa subsahariană, în multe cazuri. Și de asta și spuneam că Erdogan are dreptate în această situație. Deci nu astfel de țări pot să vină să dea lecții despre istorie, dar nu e mai puțin adevărat că nici turcii, mai ales în istoria Imperiului Otoman, n-au de ce să se uite cu invidie la aceste țări, pentru că au comis și ei atrocități cel puțin de același nivel. Acesta este unul dintre ele și ca țară, cum să spun, pe picioarele ei, suverană, cum să spune, și demnă, România ar fi trebuit să facă acest lucru. În mod evident, pentru că este dintr-un alt timp deja genul ăsta de negări. Hai, domnule, că nu suntem interesați, că din punct avem relații istorice foarte bune cu Republica Turcia. Da. Deci, Republica Turcă este unul dintre partenerii noștri foarte importanți. Evident că în această regiune europeană, sigur, Turcia este un aliat important al României în foarte multe domenii și relațiile sunt chiar excelente. Dincolo de bătăliile pe care toată lumea le-a citit adevărat sau fals în cartea de istorie, noi avem relații foarte bune cu turcii. Și ăsta e motivul pentru care, sigur, niciun conducător român până acum n-a avut curajul să recunoască asta. Aici nu e vorba de prietenii. Aici e vorba, încă o dată spun, de demnitate. Trecem mai departe, într-adevăr, descrețindu-ne frunțile, pentru că, iată, primim ce merităm. În orașul suedez Helsingborg, autoritățile și-au dat seama la un moment dat că românii nu vor învăța niciodată limba suedeză. E plin de cerșetori, acolo e plin de coate goale de-astea venite de prin Iași, de prin Vaslui, de pe mai știu de pe unde din țară, unde este dezastru. O să vorbim la un moment dat și despre asta. Și s-au gândit să le angajeze traducători. Vă dați seama? În Helsingborg, al cincilea sau al șaselea oraș al Suediei, pe ăia, cu grija românilor pe care îi vedeau peste tot, sigur, neputând să rostească o boabă în limba suedeză. Numai că problema
a apărut după ce suedezii au avut această luminoasă idee, n-au angajat interpreți în limba română, ci în limba țigănească, adică în romanii, cum îi se spune ei în anumite dicționare. Foarte interesantă, Lucian Bagiu, expert în lingvistică, a avut o formulă remarcabilă, spunând: românii nu înțeleg, domnule, limba romanii mai mult decât o fac suedezii. Și crede el, și suntem și noi de acord, că există mai multe similitudini între limba română și cea suedeză decât între romanii și română. A trebuit să li se explice suedezilor că românii nu sunt chiar toți niște țigani, că nu sunt chiar toți ca nație veniți acolo numai la cerșit. Sigur, cei mai mulți vin la cerșit, cei care nu cerșesc vin să omoare. Dar nu înseamnă neapărat că toți românii sunt așa. E mai greu, sigur, să le explicăm suedezilor care nici nu, cum să spun, atât de proști, între ghilimele, încât nici nu se pot gândi la așa ceva. Noi nu le trece prin cap așa ceva. E, ca nație, ca și genă, ei n-au comis niciodată astfel de chestiuni, nu stau cu mâna întinsă pe nicăieri, au zis suedezi cerșind pe undeva prin lume. Pentru ei este incalificat. Dar în orice caz, așa cu ușoară tandrețe, privind în urmă o bucățică de asta de nostalgie, ce interesant și ce palmă în același timp și pentru autoritățile române. Ăia au considerat că asta este limba pe care noi o vorbim cu toții. Trebuie să recunoaștem că au avut dreptate. Adică, care era problema? Cât de evident era că toți ăia vorbeau o limbă? Au întrebat și ei, bă, ce limbă e asta? Mi s-a spus, băi, limba asta romanii, țigăneasca lor. Evident că pentru ei asta era limba. Din ce țară vin? Păi din România. Nu era clar că în România se vorbește această limbă? Asta a fost efortul pe care l-au făcut suedezii, să aflăm că au cheltuit și foarte mulți bani, dar din păcate s-au înșelat oarecum în această privință. O pomeneam ceva mai devreme, deputata PNL Cristina Pocora are, și o să vedeți în comparație ce înseamnă un politician român și ce înseamnă un politician din Danemarca, de exemplu. Începem cu Cristina Pocora, da, care a văzut și ea, a citit și ea interviul din el cu Laura Codruța Kövesi și sigur, îi pare rău că doamna Kövesi n-are nici soț și nici copii. Și a trimis un mesaj pe Facebook, acolo unde în general poți să postezi orice și dacă ai idei și dacă nu și dacă ești deștept și dacă ești prost, în care îi propune premierului Victor Ponta să scadă TVA-ul la produsele pentru copii la 5%. E simplu, a văzut și ea că e la mod acum să scadă TVA-ul. Ar fi o extraordinară mână de ajutor întinsă actualilor și viitorilor părinți din România. De ce să nu se ieftinească și scutecele, hăinuțele, laptele, dar și celelalte produse pentru copii, să vede că nu prea se pricepe. Nu, astea sunt produsele importante, doamna Pocora, pentru copii. Să vede că n-aveți copii. Începeți noastră cu suzetele. Să vedeți cum e cu suzetele, că poate că nu le-a dat copiilor, totuși. Nu le-a dat suzete. Da, sau alte chestiuni, bineînțeles, care sunt esențiale. De la șervețelele alea cu care trebuie să-i ștergi la fund și până la toate tipurile de cănițe pe care le schimbă. Nu mai vorbesc de jucărioare, de cărticele pe care trebuie să le rupă, de prize, de televizoare și așa mai departe, de creioane, de scris pe pereți, de lăsați-o cu scutecele și cu laptele. Credeți că copiii mai beau astăzi lapte? Categoric nu. Își beau lapte de mamă cei care au această posibilitate și în restul lasă mai ușor, să trece pe sucuri, la cele mai mici vârste. Credeți că atunci când ies cu părinții în parc la un grătar, ăia le iau lapte? E, cumpără un suc de la acidulat de undeva și asta e. Deci puse cap la cap, zice Pocora, aceste cheltuieli sunt foarte mari. Consumul de astfel de produse este mare și reprezintă o problemă reală pentru fiecare familie. Nu este așa. Este decisiv consumul ăsta. Ăsta te duce undeva, dacă ai doi copii, doamna Pocora, pe la 20 de milioane pe lună. Și imaginați-vă în România cam ce înseamnă asta. Scoate scutecele astea, zeci de pachete dintre alea. Păi astea erau, eu țin minte că ne povestea Tolontan când avea el, să născuse băiețelul lui, asta acum 17-18 ani, cam așa. Și ne explica cum cumpăra el Pampers și din hipermarket. Știți minte că mă gândeam atunci pe vremea aia, bă, deci noi n-am fi putut, la vremea respectivă, din salariile pe care le aveam atunci ca jurnaliști debutanți, să cumpărăm nici măcar Pampers timp de o lună.
nu ți ajungeau banii. Asta ca să vă faceți o idee. Deci făceam o socoteală, țin minte, atunci când ăștia îi înjuram. Pe Sârpu, vă reamintesc, pe Ioanițoaia, pe Tolontan și pe Boarfa aia de Janin. Așa. Și ne făceam socoteala, bă, cât dădea Tolontan pe Pampers și aia de ne spunea el că îi lua de la hipermarket, nu știam pe vremea aia cum arată Pampers și habar n-aveam ce să-mi trăia, dar ne uitasem noi, văzusem acolo cât costă un pachet din ăla, cam câte trebuie să iei copilul, pe vremea aia, sigur, erau mult mai puțin dezvoltați Pampers și ca astăzi. Astăzi găsești multe tipuri, pachete de diferite feluri, atunci nu era așa. Era un singur pachet, ăla luai. Da? Deci nu ți ajungeau banii toată luna numai pe Pampers. Deci dacă dădeai, rămâneai fără bani. Nu mai puteai să iei absolut nimic. Ce copii, bă! Ce copii! E cam asta e situația în România și astăzi, la aceste produse. Nimeni nu s-a gândit niciodată. Bun. Deci, potrivit Cristinei Pocora, tot mai multe cupluri din România amână conceperea unui copil, tocmai din cauza lipsei banilor. Ca să vă reamintim așa o statistică, în 1990, în România, adică pe vremea când Ion Iliescu stătea în pulover la televizor, se nășteau 315.000 de copii. Anul trecut, adică în 2014, s-a ajuns la sub 200.000. România va avea o populație, spuneam zilele trecute, de 12 milioane de locuitori la sfârșitul acestui secol. Fiți atenți acum ce fac danezii, că și ei stau prost. Și în Danemarca, sigur că, deși salariile sunt de 40 de ori mai mari decât în România, sunt totuși destul de mici ele, sau oamenii sunt foarte zgârciți, sau pur și simplu tipul de viață pe care îl duc, astăzi nu le mai permite o familie. Deci din necesitatea de a repopula națiunea, care stă într-o situație dramatică, se pare, din 1969 nu s-a mai atins pragul de 2 copii pentru o femeie în Danemarca, ceea ce este, consideră ei, absolut jalnic, s-a inventat conceptul de sex patriotic. Rata natalității fiind foarte scăzută, autoritățile au demarat campania Faceți sex pentru Danemarca, pornind de la constatarea că 10% dintre bebelușii danezi sunt concepuți în timpul unei vacanțe în străinătate. Adevărat că danezii merg în străinătate în vacanță, că nu prea au ce să vadă în Danemarca, acolo merg în weekenduri. În vacanțe merg în străinătate. E firesc ca 10% dintre bebeluși așadar să se nască în străinătate, pentru că acolo au timp părinții și sunt un pic și mai relaxați. Fiți atenți mai departe, că până aici nu-i nimic ieșit din comun, doamna Pocora. Deci, pornind de la această constatare, o companie turistică le propune danezilor o promoție la ovulație. Și anume, dacă un cuplu danez își rezervă un sejur în timpul unei perioade propice fecundării, acel cuplu va beneficia de o reducere tarifară. Dacă același cuplu prezintă ulterior dovezi, ca la noi cu bonurile fiscale, deci prezintă ulterior dovezi ale faptului că voiajul a fost fructuos din acel punct de vedere, tinerii părinți vor primi gratuit un cărucior și scutece pentru o perioadă de 3 ani. Da? Deci 3 ani de zile nu vor mai avea nevoie de scutece, vor primi și un cărucior. Inițiativa se încadrează într-o serie de măsuri luate de guvernul de la Copenhaga, așa, în contextul în care natalitatea reprezintă de multă vreme o gravă problemă, cea mai gravă problemă a societății din Danemarca, rata natalității a scăzut la 1,6 copii pentru o femeie, cel mai slab prag din 1969 încoace. Era o altă epocă, bineînțeles, atunci chiar și în Danemarca. Deci, iată diferența, ce poezie la ei și ce înverșunare la noi. Dar noi intri și scrii pe Facebook, unde dracu te citește, cine intră să o citească pe Pocora pe Facebook, că fim serioși, dar cu o tâmpenie, bineînțeles, se reducă la 5% TVA-ul. Uitați-vă la ei ce interesant e. Păi eu vă spun un lucru, doamna Pocora. În România, 90% dintre femei nu știu că un copil nu se poate face în orice zi. Ele habar n-au. Deci aduceți-vă dumneavoastră pe stradă și faceți un sondaj să vedeți femeile știu, dar nu astea din București. Duceți-vă la Mizil, duceți-vă la Carei, duceți-vă la Orșova, duceți-vă la Buhuș, duceți-vă la Agnita. Vedeți, știu femeile în ce zile ale lunii pot să facă eventual copii? Deci, asta mi s-a părut poetic la danezi. Faptul că, dom'le, te înscrii în ciclul ăla al fecundității, te deplasezi, au luat concedii danezii, vă dați seama, numai pe asta. Vă deplasa în străinătate. Când veți vedea un danez undeva prin Europa sau prin lume, să știți că
ei sunt acolo în concediu, concedii care, sigur, în presa din România vor fi numite concedii sexuale. Și toate boarfele de la noi pe care le vedem prin revistele astea, damele astea însoțite întotdeauna de patron de restaurant, de fi de politicieni, de oameni în general cu afaceri încă fiabile, toate astea vor pleca oare și ele la un moment dat în astfel de excursii? Nu, bineînțeles, pentru că ele au impresia un copil se poate face într-un restaurant, într-o seară sau într-un club, fără nicio problemă. Dar nu e așa. Nu e așa. Și danezii sunt un pic, iată, chiar mai poeți. Mai duce cu gândul asta la Tatiana Niculescu Bran, poetă și ea, altfel și avea față de poetesă, așa, care a încercat să scrie o poezie, că nu e foarte ușor, nu suntem cu toții Adrian Păunescu, să scrie o poezie la plecarea de la Palatul Cotroceni. Te găsărim de la una la alta. Mai degrabă ar fi trebuit să vorbim despre Tatiana Niculescu Bran după Laura Codruța Chiodeși, că tot au câte trei nume. Așa. Știți ce a spus doamna Bran? Că, domnule, la Palatul Cotroceni te aștepți oricând ca după o draperie dintre aia grea, nespălată, duhninda comunism, să vezi portretul răposatului Neanicu. Bine, mie mi-ar fi groază de Coana Leana, nu de el. Hai că pe Neanicu l-a mai suportat. Coana Leana, fraților. Altă chestiune. Nu este cantină, nu este un chioșc, ci că de unde să-ți cumperi niște napolitane expirate. Dacă vrei să bei un pahar cu apă, trebuie să formezi un număr la interior. Să zicem 168, da? Primiști telefonul, alo, răspunde totdeauna cineva, un securist, și îi spui, unde mi-e sete. Ai închis telefonul și vine ăla cu o tavă, exact ca și chelnerul în comunism, pe tavă este un desfăcător, o sticlă, probabil fără niciun fel de etichetă, umplută cu apă de la râu, și un pahar, năclăit așa. Să ved pe el niște dungi, niște buze, probabil tot buzele răposate, sau poate ale lui Zoe. Așa? Și după aia, ci că vei fi taxată, la sfârșitul lunii, cred, vei fi taxată, îți aduce și bonul. Am uitat să spun că acum era de fapt și firesc altfel să rea doamna Chioveși și telefona în emisiune. Nu, este și bonul undeva sub desfăcător. Bei apa aia, dacă mai ai chef să o bei, cine știe, ăla, securistul, câte etaje a urcat cu ea, a curs transpirația în paharul ăla, nu fi scuipat în el, că ți-aduce sticla desfăcută. Sau uneori chiar apa pusă în pahar. Și astea sunt motivele pentru care doamna Bran a plecat de la Cotroceni. Sigur, mai era și o tăcere de asta de mormânt, de cimitir, pentru că Iohannis nu vorbea niciodată cu nimeni, vă dați seama, o liniște de asta de marmură peste tot pe acolo. Doamna a încercat o poezie, nu am sub nas, nu are nicio rimă, deci nu este ca pe vremea lui Nicolae Labiș, este o poezie de asta modernă, scrisă prost, da? Despre atmosfera asta lugubră, de TVR, aș completa eu. Sanda Nicola îmi povestea la un moment dat când s-a dus la ea, știți că a lucrat la toate televiziunile din România, nu este niciuna la care să nu fi fost. Și îmi povestea când s-a dus la TVR, asta așa acolo câteva luni, că nu se putea concentra, țin minte, mi-a spus, de când intra în TVR, parcă te pleznea ceva în cap, din cauza atmosferele apăsătoare. Am reținut chestiunea asta așa cum, deși au trecut atâți ani, 8-9 ani de atunci. Extraordinară. Deci, lugubru ăla, macabru ăla, da? Atmosfera închisă, așa, de epocă trecută, moartă, practic, nu te lăsa. Evident, ea nu gândesc acolo. E normal. Acolo sunt niște mașini, niște roboței, ăștia sovietici, sigur, de proastă calitate, care se plimbă unii de alții. Ați văzut ceva creație vreodată acolo? Dacă un om intră și are de gând să facă ceva, probabil că este izbit de această. E ca și cum te-ai duce și ai lucra la Belu. E fiecare zi să știi că, bă, mă duc, deși Belu e încă un nume sfânt. Poți să lucrezi la un cimitir de lăutari, de exemplu, undeva la granița dintre Ialomița și Călăraș. Deci, asta spun. Și doamna Bran, din motivul ăsta, a plecat de la Cotroceni. Ajungem la un alt subiect foarte interesant, și anume că statul este cel mai mare angajator pentru aproape jumătate din România. Asta este, iată, implacabila formulă a existenței românești din 2015. Există județe ca Iași sau Vaslui, unde o instituție de stat și nu o firmă dă de muncă celor mai mulți oameni. Astea sunt cele mai sărace județe din România.
ci că din cele 4 milioane de angajați din firme, peste 400 de mii lucrează în societăți comerciale de stat, la nivelul întregii țări. Asta înseamnă că peste 3 milioane și jumătate de angajați din mediul privat susțin prin plata contribuțiilor și taxelor toată România. Deci țara asta, care numără undeva la 19, aproape, nu mai suntem 19 milioane, 18 milioane, nu știu cât este cifra reală, dar rotund 19 milioane, deci 3 milioane și jumătate de oameni susțin alte 16 milioane. Asta este România în momentul de față, inclusiv aici cei 5,3 milioane de pensionari și 4,2 milioane de copii sau adolescenți. Există un județ în România, Vasluiu, care seamănă cu o regiune de aia prăpădită din Spania sau din Grecia, numai că în Vaslui și clima e mai nefavorabilă, unde 2 cetățeni din 3 nu muncesc. 25.000 de oameni în Vaslui supraviețuiesc din ajutoarele de la stat. 20.000, adică copii, bătrâni și persoane cu dizabilități, sunt incluși în sistemul de asistență socială. Lor li se adaugă 3.000 de șomeri care primesc indemnizație. Deci în județul Vaslui, asta este până la urmă realitatea, 2 oameni din 3 nu fac nimic. Județul ne oferind practic nicio posibilitate de dezvoltare, nimic. Nu există firme străine. De altfel, la un moment dat, singurul om de afaceri de acolo era Adrian Porumboiu, care între timp am înțeles că a dat-o și el de greu. În Vaslui, cel mai mare angajator este Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. 2400 de oameni sunt angajați acolo. Este o rușine, evident. Asta a putut să facă România PSD-ului, sigur, de la Ion Iliescu, toate formele astea de PSD pentru oameni. Da? Și-au bătut joc de ei, bineînțeles, în ultimul hal. Vezi, i-au făcut cu atât mai proști și mai îndobitociți cu cât știau că au nevoie de voturi. Am spus chestia asta de multe ori. Sigur, și PDL-ul. Evident, și Vasile Blaga și toți ăștia s-au dus peste ei și au jefuit pe oamenii ăștia. Încă o dată, iată realitatea în cifre pe care vă oferim astăzi, nu e prima dată. E a 150-a oară când vorbim despre chestia asta cu județul Vaslui. Aceasta este realitatea scriptică. Asta a făcut țara pentru acești oameni. Deci nimeni n-a mișcat un deget pentru a le crea oamenilor niște locuri de muncă. Mai există niște cifre implacabile. În afară de București, există doar 3 județe în România în momentul de față unde firmele private, evident, contează cât de cât. Deci 3 județe în afara Bucureștiului unde aceste lucruri contează. În rest, în toată țara, oamenii trăiesc ori de la stat, ori în firme foarte mici, care până la urmă nu ajută cu nimic dezvoltarea județului, pentru că sunt practic pentru ele acolo, au angajați foarte puțini în sensul ăsta. Deci, doar 3 județe din România unde numărul angajaților este măcar de 1000 la niște firme private. Deci, așa arată România în 2015. Ăștia vorbind de reduceri de TVA și numai de alianțe politice, hai să dăm mâna cu aia, hai să dăm mâna cu aia. Aveam și asta lui Sebastian Lăzăroiu foarte bună, care susține că o alianță PNL cu UDMR, care se prefigurează în aceste zile, ar spulbera și ultimele speranțe ale românilor din diaspora referitoare la restabilirea dreptului la vot. Am fost primul cetățean din România, nu numai din spațiu public, primul om din România care a spus-o la cald atunci după alegerile pe care Klaus Iohannis le-a câștigat grație votului din diaspora, cel puțin la modul oficial. A câștigat grație ambasadei Americii sau extraterestrilor, asta nu se va recunoaște prea curând. A câștigat grație votului din diaspora. Deci președintele care a câștigat cu 10 puncte avans în turul 2 grație diasporei după ce pierduse primul tur, că nu deschisese gura, tot cu 10%, de record absolut la nivelul Uniunii Europene, am spus-o atunci la cald, reamintesc, își va bate joc chiar de oamenii care l-au votat, neputând nici el să fie atât de democrat și de liberal încât să-i dea omului, da? El în calitate de politician, să-i dea cetățeanului o șansă reală. V-am spus atunci că își vor bate joc de noi pentru că asta merită românul în opinia oamenilor politici. Sigur că diaspora a scăpat de sub controlul acestei cenzuri mizerabile și oamenii sigur au început să gândească.
oameni care și-au dat seama ce este cu România, cine face politică aici, cine sunt cei care rămân. Și sigur că nu mai sunt atât de ușor controlabili. Ați văzut ce a fost atunci în toate capitalele europene și în marile orașe din America de Nord și așa mai departe. O atitudine pe care toată presa internațională a lăudat-o uluitor. Deci un spirit de solidaritate cum România n-a avut niciodată. Din păcate, tot proști erau aia. Pentru că ei au votat pentru o cauză care oricum nu-i merita pe ei. Da? Deci s-au dus ca proștii, și de altfel știu că foarte mulți au recunoscut între timp, s-au dus ca ultimii neghiobi să voteze pentru ceva care îi ducea la pârnaie sau la pârlire. Da? Deci îi ducea spre nimic. Nu le ajuta nici celor pentru care votau în țară și nu avea să le ajute nici lor. Dar ok, faptul că erau niște imbecili era ușor de știut. Era clar lucrul ăsta. Dar mă, măritau măcar pentru faptul că au avut această solidaritate, meritau și ei măcar șansa asta. Uite-vă, proștilor, nu vreți să votați de aici înainte de fiecare dată? Haideți să vă înlesnim ce era atât de greu. Câtă birocrație poate să încapă într-o țară ca ea din ziua Z a mandatului lui Klaus Iohannis și până peste încă 5 ani să rezolve această problemă. Ei bine, uite că nu se poate face pentru țară nici asta, pentru că prin această alianță, asta spune și Lăzăroiu, ca să nu mai lungim aici, imbecili sunt destui și au timp să ne aștepte, UDMR-ul pune prima condiție, noi nu vrem niciun vot, dă-i dracului pe aia din diaspora că nu mai ajungem în Parlament. Asta a calculat Lăzăroiu, noi o știam din cap, e cam același lucru, ei n-ar mai putea să scoată mai mult de 4% la alegerile de anul viitor, de exemplu, dacă acest vot va fi pus în aplicare, întrucât, cum bine se exprimă Sebastian Lăzăroiu, ei nu mai pot păcăli mai mult de 400.000 de etnici maghiari, că de regulă păcălesc undeva în jur de 380.000, care reprezintă 5,15%. Nu vor mai putea păcăli. Dacă votul ăsta se extinde la modul firesc, el ar putea să ajungă la 9 milioane de exprimări. Deocamdată e la 7,5%. Deci dacă el ar crește cu 1,5 milioane, sigur că ungurilor nu le va mai rămâne, că ea nu votează cu UDMR-ul, logic. Da? Voturile nu se vor strânge unde va trebui și ei nu mai intră, nu mai există politic. Deci, iată încă o dovadă că îmbâxitul nostru sistem politic, făcut numai împotriva cetățeanului, din totdeauna și până acum, fără nici cel mai vag respect, demonstrează faptul că orice alianță politică, oricât de mizeră este, e mai binevenită decât o șansă dată unui om. Deci proștii ăia, aia au făcut proști atunci, din capul locului, chiar dacă ei în esența lor erau geniali. Sigur, ei s-au dus absolut fără nimic, exact iubirea aia necondiționată. S-au dus, au stat în ploaie, au stat în frig, au stat în arșiță, nu conta, pentru o idioțenie, evident. Cum să stai să dai un vot unui idiot? Ei stăteau să voteze idioți. Asta au făcut. Zic, bă, era aberant. Că România nu le dăduse niciodată nimic. A, ok, dacă votau pentru președinții țărilor, da, poate era altceva treaba lor. Votau ca niște idioți să conducă în continuare România. Sigur că a fost o sinucidere colectivă, în masă, dar acceptată de cutumele societății, că vezi, Doamne, e dreptul tău să votezi. Păi așa, bă, votul este până la urmă exact un glonț pe care ți-l tragi singur în piept. Și ai dreptul să o faci, că lumea nu te consideră sinuciga. Și ăsta-i votul în România. Dar v-a spus atunci, în ziua aia, mă, toți mamelucii ăștia o trăgeau, gata, e democrație, gata, nu există așa ceva aici, mă. Nimeni atât de democrat încât să aibă grija cetățeanului. Asta înseamnă, de fapt, democrație. Pentru popor, mă, nu pentru tine. Nimeni nu-și permitea. Și am spus-o atunci în gura mare. N-o să facă Iohannis lucrul ăsta, pentru că e chestiunea clară în România. Nu contează cine ești tu. Ai nevoie de consilieri, ai nevoie de oameni lângă tine, ai nevoie de partide, ai nevoie de proștii din partidele, ai nevoie de proștii din alianțele pe care le faci. Că tu nu poți, tu, Klaus Iohannis sau tu oricine, Victor Ponta sau Traian Băsescu sau Iliescu sau Constantinescu, să zici, băi, eu am fost ales președinte, păi eu, gata, eu sunt. Nu! E nevoie de alianțe, e nevoie de oameni care să te înconjoară tot mai mare să face cercul ăla și până la urmă tu asculți de cine? Pe niște securiști, de niște foști comuniști, că de ăștia te înconjori invariabil la un moment dat. Faci alianțe, uite, cu bezmetice, cu diferite partide care n-au nicio treabă, nici cu electoratul lor, nici cu țara, n-au făcut udemeriști altceva decât ciolanul lor și atât.
Dovadă că, exact cum spune și Lăzăroiu aici, și ăsta e un om care se pricepe la astfel de studii, zice la un moment dat că, deci din toată populația asta maghiară care există în România, da, ei nu mai reușesc să păcălească decât undeva la 380.000. Deci ei, dintre adulții udemeriști, cum se exprimă el, adulții de etnie maghiară, doar o treime mai cred în balivernele acestui partid. Restul și-au dat și ei seama, bă, votăm degeaba, de totul ce nu votăm UDMR-ul. Pentru ce? Da. Ok, cam asta va fi situația. O să vă arătăm și ziarele de mâine, pentru că începe o săptămână interesantă, din multe puncte de vedere. Facem un tur de orizont al presei imediat. Locuri din lume, iată, sunt destule, într-adevăr, la un preț de 59 de lei. Văd aici drumul Incașilor, insulele Galapagos, Marele Rift, Marea Barieră de Coral, Provence, Hawaii, Norvegia, poate cine știe și Danemarca. Așa, deci 79,9 era vechiul preț, 59 este prețul actual, textul, SMS cu textul literal la 1800. Intrați în posesia ghidului. Cum începe săptămâna viitoare? Mitra la Cluj, soția senatorului Cordoș, acuzată că a vândut subiectele unui concurs de angajare la morgă. Așa. Killerii economici la vârful guvernului național. Așa. În Libertatea, de exemplu, vorbim despre Connecter și despre logodna Antoniei cu Alex Velea. Ok. În Click revine la modă Irinel. Irinel și Monica împreună la expoziția Irinucă, îi vedem aici. Deci sunt în viață toți trei, să știți. Adevărul, ca să încheiem, Uniunea Scriitorilor Pușcăriași, iată-i cu penițe, cu ghiulele, dar și cu dosare, interesantă caricatură. Și bântuie, iată, spectrul ăsteia fără copii și necăsătorită. Uniunea Scriitorilor Pușcăriași. Pe mâine seară. Thank you.